În semn de recunoaștere a realizărilor sale științifice pentru o carieră academică și de cercetare excepțională, Universitatea Politehnică din București a acordat astăzi titlul de doctor honoris causa președintelui Academiei Române Ionel Valentin Vlad. Reprezintă un lucru minunat, pentru că atunci când alma mater, cea care te-a format din punct de vedere al carierei, îți oferă o astfel de onoare, este un lucru extraordinar. Mai am astfel de titluri din alte părți și sigur că țin la ele, dar alma mater este un sumbu al tuturor. Delegatul preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment a fost preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Prelegerea domnului academician care a răspuns la conferirea acestui înalt titlu academic a fost un regal științific și am descoperit un univers inepuizabil, acela al luminii. S-au vorbit aici despre experimente realizate la noi sub conducerea domnului academician Valentin Vlad la fracțiuni de miliardime de secunde sau la miliardimi de milimetri. Mi-a surprins în mod foarte plăcut că domnul președinte al Academiei, asemeni tuturor marilor savanți onești, a recunoscut că în toate aceste experimente și în toate aceste studii a simțit prezența celui care a creat și proniază întregul univers. Academicianul Ionel Valentin Vlad a mai fost distins cu premiul Traian Vui al Academiei Române în anul 1978, premiul și medalia Galileo Galilei conferite de Comisia Internațională de Optică în anul 2005, cu Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler și cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler.